Astra Giurgiu a învins în etapa a treia din play-off pe ASEA Târgu Mureș după un meci de mare spectacol și și-a păstrat locul 1 în topul campionatului Ligii 1 fotbalistice. Partida de la Giurgiu a fost una dintre cele mai frumoase pe care elevii lui Șumudică le-a făcut pe Marina Anastasovici, după ce au întâlnit o echipă valoroasă care a optat ca și giurgiuvenii pentru un fotbal deschis. Partida cu ASEA Târgu Mureș a fost una specială pentru Marius Șumudică, o partidă prin care a bifat cea de 150-a prezență pe banca tehnică a unei echipe din Liga 1. Victoria în fața ardelenilor și mai ales jocul deschis și spectaculos l-au mulțumit pe tehnician, care de bucurie le-a dat 3 zile libere băieților. Șumudică a mai vorbit despre posibilele prietenii în fotbal, despre lupta pentru câștigarea campionatului. A făcut referire și la ținuta sa vestimentară intimă, cu care el se prezintă la antrenamente și meciuri, dar a vorbit în premieră și despre posibilul transfer la vară a fostului internațional Adrian Mutu la Astra Giurgiu. Despre toate acestea, în cele ce urmează. Bună seara! Da, ce să zic? Sunt fericit, sunt mulțumit de partida care am făcut-o în seara asta, sunt mulțumit de efortul pe care l-au făcut jucătorii mei. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal deschis, o echipă care cred că a contribuit din plin la acest spectacol. Am jucat de la o poartă la alta, cu ocazii mari și pentru ei și pentru noi. Mă bucur că și eu am avut ocazii, chiar dacă nu este normal să spun lucrul ăsta, dar a demonstrat că Silviu Lung este un portar care poate face parte din echipa națională, având în vedere că în iarnă, când alții beneficiau de toți jucătorii, noi n-am beneficiat de 3-4 jucători și chiar s-a accidentat la echipa națională și cred că era normal și onest ca Silviu Lung să facă parte din echipa națională. Și am văzut foarte multe comentarii astăzi, chiar dacă Niță este un portar bun și un portar care a crescut. Deci să mulțumim și pentru el, care a venit după acea accidentare de la echipa națională și astăzi a făcut un meci foarte bun. Să mulțumim pentru Găman, care a făcut la fel un meci foarte bun și crește de la zi la zi. Tecșeira, Alibec nu mai spun că este, cum a zis și Hagi, cel mai bun atacant din țară, dar spre surprinderea mea n-a fost convocat la echipa națională. Un jucător care astăzi a avut atâtea ocazii, a avut penalti în prima repriză, clar, acum două etape cu Viitorul marchează un gol senzațional de vârf de atac, sunt aduși alți jucători care probabil nu traversează cea mai bună perioadă în momentul de față, dar asta este problema selecționerului și mă doare atâta timp cât eu îi pregătesc zi de zi și consider că am fost onest, am fost un tip franc, un tip care am renunțat la acești jucători în perioada de pregătire de iarnă, iar astăzi văd că li se întoarce spatele. Sper că Alibec să treacă bine peste perioada asta. Nu mi-a fost greu să-l aduc cu picioarele pe pământ în momentul în care nu înțeleg această convocare, vine înainte etapei și este anunțată. Dacă se întâmplă ca 4-5 jucători să accidenteze sau 3 jucători mâine sau un weekend ăsta, ce se întâmplă? Revenim la Alibec? Adică sunt lucruri care nu cred că sunt normale. Dar este treaba selecționerului, el știe cel mai bine, cu secunzii săi. Din punctul meu de vedere, tot timpul va avea un susținător în ceea ce privește pregătirea jucătorilor și voi face tot ceea ce ține de mine ca jucătorii pregătiți să ajungă în condiții optime la echipa națională și să dea totul pentru echipa națională. Totuși, cum trebuie să vă votați pe Alibec să nu lacheze psihic? Cred că a făcut un meci bun astăzi și am făcut-o înainte de meci și am stat cu el de vorbă. Le-am promis că le voi da 3 zile libere dacă astăzi vor câștiga. Asta e prima? Da, asta e prima. Le-am promis că le dau 3 zile libere până marți, ceea ce nu știu cine face în perioada asta, dar eu am o relație specială cu jucătorii mei. Am stat de vorbă cu el. Eram fel convins că va face un joc bun. A avut și câteva ocazii de a marca. Am întâlnit o echipă aprigă, o echipă cu fotbaliști, o echipă care știe să stea bine în teren, cu fotbaliști cu experiență. O echipă de tranziție, cu viteză, mă refer aici la Iazvi și la Ciolacu, adică jucători care pot duce contraatacul, cu Țucudean un punct fix acolo care poate să joace, iar linia de mijloc, unde a fost și Brandan și Îndoie și Mureșan, vă dați seama ce experiență am. Victorie mare, victorie care mă bucură, victorie care mă menține în continuare pe primul loc, ceea ce înseamnă mult pentru mine, înseamnă mult pentru jucătorii mei, înseamnă mult pentru conducerea clubului și pentru
Sper pentru patronul meu, care trăiește niște momente destul de delicate. Arbitrajul? Arbitrajul, nu stau să-l comentez, cu toate că nu pot să mă abțin. Atât timp cât am penalti, minutul 10, și trebuie să mi se dea penalti, să mi se dea ce al meu. Adică și consider că... Nu cred că... L-am întrebat pe Denis și mi-a recunoscut că n-a fost fault. Deci eu sunt un tip corect și un tip care spun lucrurilor pe nume. Am jucat fotbal și la 1-0 am încercat să le mai dăm gol, deci n-am reușit. Îl felicit pe Teixeira, a făcut un meci extraordinar. În creștere William, în creștere Bugema. Deci ușor, ușor, Oros foarte bine. Deci ușor, ușor revenim la o formă bună și nu ne-am spus ultimul cuvânt în jucarea acestui campionat. Cum vedeți acum lupta pentru campionat, având în vedere că v-ați distanțat? Orice rezultat se întâmplă în cele două meciuri jucate, mă bucură. Orice rezultat. Oricine câștigă, orice rezultat de egalitate, oricine, n-am niciun fel de problemă. Eu mi-am luat 3 puncte care îmi trebuiau, bate Steaua, rămâne Viitorul la 8 puncte de mine. E egal, mă duc la 5 puncte de Steaua, la 6 de Viitorul. Bate Viitorul, mă duc chiar la 6 puncte de Steaua. Orice se întâmplă pe mine, îmi ating obiectivul, trebuie să termin în primele 3. Asta e matematica, asta e ceea ce mi-am dorit. Eu când am spus că îmi doresc să bat acasă Târgu Mureș, nu eram nebun. Dinamo cu Pandurii. Bate Dinamo, mă duc la 4 puncte de Pandurii, rămân la 3 de Dinamo. Egal, mă duc la 5 de Dinamo, rămân la 3 de Pandurii. Bate Pandurii, mă duc la 6 de Dinamo. Orice se întâmplă, stau un weekend ăsta așa de bine, mă duc acum. Da, mă duc acum în meu 3 pungi de semințe, niște colebil pentru bilă ca să n-am probleme, nu beau, apă plată și stau cu soția mea și cu copiii mei și ne uităm liniștiți. Ce o vrea Dumnezeu să se întâmple, dar sper să se întâmple pe teren, cum și astăzi s-a întâmplat. Astăzi noi am jucat și am întâlnit o echipă, îi felicit pe această cale, o echipă care își vede interesul și care încearcă să joace fotbal. Iar noi să avem prieteni, v-am spus de la început că în play-off nu avem prieteni, nu, ați văzut și astăzi. Totuși, supărător că a început să se discute despre posibile... Prietenii. Eu de când vă spun lucrul ăsta? Că se va discuta în play-off. De când vă spun eu? De când vă spun eu că se va discuta în play-off? E supărător. Și nu se discută numai din partea asta. Eu nici nu mai vreau să mai fac comentarii că pe 23 sunt chemat iară la comisie. Deci, ce să mai spun? Ce mai... Ce poate să mi se mai întâmple decât să mă dea afară din țară? Hai. Pe 23 veniți la evenimentul anului în Giurgiu? Ce eveniment? Ce că joacă în România? Păi sunt la comisie, eu știu când scap de acolo, ce mă audiază. Eu știu ce să mai... Gesturile care le-am făcut, nu pot să stau nici pe vine, nu pot să stau nici aplecat, nu pot să stau în niciun fel. Niciun fel. Dacă îmi rog degetul în gură și dacă mă curăz sau îmi rămâne vreun pic de gumă într-o parte, zice că cine știe ce am arătat vecinului și mă dă și ăla în judecată, orice fac, orice... Dar știți care e problema? Gesturile respective care eu le-am făcut nu sunt cu fața către tribună. Deci nu sunt... Pe ce făceam? Arătam la jucătorii adversi sau jucătorilor mei? Deci eu nu sunt cu fața spre tribună. În momentul în care stau aplecat, că am văzut și astăzi, toată lumea spune stau aplecat, mă uit la arbitru de rezervă. Mă uit la arbitru de rezervă. Cei ce mă înjurau erau în spatele meu. Deci sunt niște lucruri care, la un moment dat, mă scarpin. Pur și simplu mă scarpin. Pe Sfânta mea cruce, dacă am făcut vreun gest... Dacă am făcut vreun gest, mă scarpin. Că eu să vă spun sincer, eu la meciuri mi-a fost frig, port două perechi de training și acum am doi pantaloni de training, eu nu port chiloți. Eu nu port chiloți, serios vorbesc. Eu nu port, niciodată nu port chiloți. Și mi aranjam și eu. Aia mică care zic ei cu am. Mi aranjam. Și toată lumea a spus că le-am arătat nu știu ce. N-am arătat, domne, la nimeni, jur. Că nici n-am ce să arăt, că e cât butonul de la lift. Ce să arăt? Asta e adevărul, n-am ce să arăt. Dacă eram vreun teren, te arătam. Dar ce să arăt? Butonul de la vioză? Ce să Da. După părerea noastră, care a fost cel mai bun jucător de pe teren? Când astăzi? Nu prea îmi place să fac așa nominalizări. Vă dați seama că mi-e destul de greu să fac nominalizări. Dar plusuri. Să zic așa, Alibec, Teixeira, adică Silviu Lung, Junior, Găman, plusuri, adică au ieșit,
Au ieșit în evidență, dar toată echipa, nu e normal. Câți jucători de la asta îi vedeți la Euro? Păi Găman nu are voie să lipsească sub nicio formă. Vedeți și lasă cum a jucat și toată campania asta și cupele europene. Silviu Lung, un portar care n-are voie să lipsească, Ali Beg n-are voie să lipsească, cei trei fără niciun fel de probleme trebuie să facă parte din lotul argint. Asta e părerea mea și nu numai. Boldrin a ieșit accidentat. Da, Boldrin a avut o problemă musculară, am tras de el, a ieșit accidentat, un jucător extraordinar și el, un jucător care trebuie să-l retrag un pic mai în spate, fiindcă îți leagă jocul, un jucător care nu pierde mingea. A făcut o fază senzațională cu Ali Beg, șutul la bară. Deci consider că au făcut o partidă bună. Sper. Nu. Își va reveni pentru meciul cu Dinamo. Cu siguranță își va reveni. Junior, iar meci foarte bun. Junior, vână mare. Și Pedro cu urmă, umărul dislocat. Mai mulțumit de spectatorii giurgiuveni în seara asta? Da, altă atitudine. Altă atitudine înseamnă că n-a mers astăzi probabil doar la Viermuș și nu erau pregătiți. Cred că au fost alături de noi, așa că am simțit niște miros de râmă și de solzi și au fost lângă noi. Eu îi felicit pentru modul cum s-au comportat astăzi, au venit chiar în număr destul de mare și au fost alături de noi. Le mulțumesc și sper ca pe zi ce trece și etapă ce vine să vină cât mai mulți alături de noi, fiindcă avem nevoie de sprijin. Suntem singuri împotriva tuturor. M-am învățat cu sloganul ăsta din Giulești. Cu Pârvulescu ce faci? Da, nu, cu Pârvulescu are, eu cu el mai glumesc, mai asta, are gura aia așa mai mereu mai mă atac cu el, mai asta de când era la Steaua și când am ajuns zic mai taci din gură că atâta vorbești și nu știu ce, n-am nicio problemă cu Părbulescu. Ce-ți dori cu Adi Mutu înainte de meci? Cu Adi Mutu i-am propus ca de la vară să vină la noi. Îmi doresc din suflet să-l aduc și cred că Adi Mutu cu Șumudica antrenor poate să crească mult mai mult și să joace bine. Îmi doresc să-l aduc jucător aici dacă voi rămâne în continuare și vedem ce se întâmplă cu cele două luni de suspendare. Dacă jucăm în Champions League, îmi doresc să iau pe Adi. Vreau să se facă antrenor. Eu am vorbit cu... cu domnul George azi, pe cine dă indicație. Mai poate să joace, sincer. Eu, cu Șumudică poate să joace. Eu cred că poți să-l aduc pe linia de plutire și să joace, să devină Adi Mutu, care știa foarte mult. Eu am încredere în el. Eu am încredere în el și cu pregătire, cu stafful meu, cu atmosfera din vestiarul nostru, eu consider că Adi Mutu va mai putea da pentru fotbal. Și îmi doresc să lucrez cu el. Dar multă lume spune că n-a jucat nici azi, nici trecut. Nu știu ce are în cap. Eu am vorbit cu el și mi-a promis că dacă suntem în Champions League, va veni. Eu am un vestiar greu la asta. Și el are acolo, unde este acolo și unde cu domnul Ciorceri, au un vestiar destul de greu de controlat. Și sunt învățat să lucrez cu jucători din ăștia cu experiență și chiar mi-aș dori să iau câțiva jucători de la Târgu Mureș. Deci luați jucători, nu secund. Nu, jucător. Secund am stafful meu, nu se pune problemă. Dacă vrea să vină. Nu vrea. Dacă vrea să vină. El a zis că vrea. Dacă vrea asta, un nou jucător, mă refer la Iberian Lorise. Sunt discuții? Da, sunt discuții avansate și sperăm să putem legitima cât de curând. Este un jucător foarte bun, un jucător cu calitate, un jucător care cred că ne va ajuta. După părerea mea, a fost un joc antrenant cu acțiuni la ambele porți. Cred că a fost pe alocuri plăcut, spectaculos, dacă exceptăm unele inexactități sau greșeli sau stângăcii. În ciuda faptului că nicio echipă nu pică, vedeți că toată lumea își dorește victoria și sunt meciurile disputate. Aș zice că a fost un joc plăcut. Din păcate, pierdut de către noi. În ciuda faptului că ne-am creat câteva situații bune de joc, n-am reușit să înscriem măcar. Deci, cum ziceam, cred că a fost un meci plăcut, dar era mai plăcut dacă se termina 2-2, 3-3 sau 3-2. Să vadă oamenii și goluri. În fond, sarea și piperul fotbalului este gol. După acest rezultat, care sunt așteptările dumneavoastră pentru echipa dumneavoastră? Să câștigăm, dacă se poate, următorul meci. Nu ne gândim mai departe decât la următorul.
e obiectivul nostru. Vreau să vă întrebăm dacă considerați că Adimutu și-a luat la revedere de la Euro. Pentru că a pierdut... Să știți că eu nu sunt nici în poziția lui Adimutu, nici în poziția lui domnul Iordănescu. Cred că ei doi sunt cei care decid treaba asta. Având în vedere că joacă... De asta ne-am permis să vă întrebăm. Da. Ar fi meritat ca să iau un rezultat de egalitate? Dacă înscriam, da. Dacă înscriam, meritam. Din păcate pentru noi astăzi, fotbalul se joacă pe goluri și cei care înscriu, cu numai multe, de multe ori jocul este nedrept, dar n-aș putea zice că astăzi noi am fost superior astăzi, să zic că vrem să câștigăm semnul. Dar aș fi fost mulțumit cu un egal. A fost o fază controversată, parcă prin minutul 68-69, când a luat galben al Bec, pentru simulare, publicul a văzut cartonaș roșu totuși la portar. Cum comentați? Vorbeam cu cineva acum, zice că un arbitru adițional i-a semnalizat că nu l-a atins. Și zice că s-au uitat oamenii pe, la reluări și zice că nu l-a atins, că într-adevăr a simulat. De fapt, cred că nu a fost un meci cu probleme pentru arbitri. Cred că a fost, în ciuda faptului că a fost disputat, a fost un joc relativ sportiv și vreau să zic că mă străduiesc și aș vrea ca toată lumea din fenomenul ăsta, din fotbal, să se străduiască, să facă jocurile plăcute, arbitrii să arbitreze dacă se poate cât mai corect și atunci toată lumea din fotbal ar avea de câștigat. Portarul noastră cam aventurier așa sau era doar nerăbdător? Ai și de vreo 3 ori de fapt. Ei, a jucat la distanță, vroiam și noi, dacă se poate, să înscriem și, da, a ieșit puțin, dar totul e bine când se termină cu bine. Au voie să facă orice, o condiție, să nu luăm gol sau să nu primească cartonașul. Astăzi nu s-a întâmplat. Mulțumesc.